Incident grav la Craiova. Doi adolescenți, unul de 14 și altul de 15 ani, s-au electrocutat după ce s-au urcat pe un vagon de marfă pentru a-și face selfie. Cu ei mai erau doi prieteni care au cerut imediat ajutor la 112. Un echipaj de la descarcerare și două ambulanțe smurd au ajuns la fața locului. Adolescenții au suferit arsuri grave și au fost transportați la Spitalul Județean din Craiova. Nenorocirea s-a produs aseară în zona haltei Craiova-Triaj. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dolj, intervenția a fost dificilă. A durat mult până la deconectarea liniei de înaltă tensiune pentru ca echipa de intervenție să poată acționa. Cei patru copii cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani s-au urcat pe unul dintre vagoanele de marfă aflate în conservare staționate pe o linie a ACFR-Craiova. Băieții care au scăpat nevătămați spun că nu este pentru prima dată când se duc în zona gării CFR. Cei doi adolescenți atinși de arcul electric au arsuri pe circa 60% din suprafața corpului, iar ceilalți doi au scăpat nevătămați. Inchetatorii au întocmit dosar penal și caută să stabilească circumstanțele producerii accidentului.